Salutare, salutare și bine ați venit la un nou update la grădina mea. De data aceasta voi face prima recoltă. Am fost plecat cam o săptămână în Grecia și cam am întors. Mă așteptam să fie gata roșiile, dar sunt câteva roșii gata, dar am alte chestii gata pe care vreau să le culeg împreună cu voi. Așa că haideți să mergem în direcția asta. Ignorați, iarba a crescut foarte mult, a plouat aproape zi de zi de când am plecat. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că n-a trebuit să pun pe cineva să ud. Bun, am cules deja, pentru că e o treabă migăloasă, am cules deja teci de fasole, pentru că am vrut să fie deja, nu puteam să filmez, să stau jumătate de oră să culeg toate tecile astea. Așa că le-am cules deja pentru video. Prima recoltă sunt aceste teci de fasole. De fapt, nu este chiar prima, pentru că am mai luat niște teci de fasole acum o săptămână jumate. Dar am cules astăzi teci de fasole. Uite cât de frumos e asta. Asta e deja gata. Și cred că pot să-l iau și, nu, ăsta la altul. Și doi castraveți, perfect pentru o salată. Primii castraveți. Anul trecut nu mi-au ieșit castraveții. Nu știu de ce, dar anul ăsta am. Nu sunt încă gata, sunt deja negre toate. Mai au un pic de tot să se coacă, nu-s gata încă. Dar arată foarte interesant. Avem și câteva cu probleme, câteva manate sau bolnave, nu știu de ce. Dar, na, asta e, uite asta, de exemplu, asta e bolnavă și trebuie să o tai de aici. Ia uitați, nu știu dacă e de la soare sau dacă e vreo boală sau, dar am mai văzut chestia asta. Asta e, se mai întâmplă. Ăștia sunt ardei Iancu. Și mai am ardei Habanero acolo, dar încă nu s-au făcut. Și un scotch bonnet, singurul care a rezistat în partea aia. Aici am din nou roșii, sunt câteva făcute, cât de ușor se culeg astea. Sunt super gustoase, țin minte de anul trecut. Da, cam atât cu roșiile, mai am aici câteva roșii siberiene se numesc. Mai am ardei capia, dar nu s-au făcut. Ia uitați-vă cât de mare este ardeiul ăsta capia. Și tot rândul ăsta, am și cocoșar din aia gigant. Aici am niște dovlecei, dar... Îl iau pe ăsta de aici. Ia uitați-vă la dovlecelul ăsta. Cât de frumos e. Ia uitați-vă la zucchiniul ăsta. Pune și pe ăsta aici. Bun. Acum, piesa de rezistență. Vinetele. E cât de mare. Mamă, ce mare s-a făcut și noi. Mm-hmm. Super mare. Vezi că e foarte mult ascunse. Da, și sunt câteva ascunse, într-adevăr. Cred că am văzut deja. Da, am mai văzut câteva aici. Intru cu grijă să nu le rup frunzele și astea. Uite una aici. Încă una. Și asta. Să ia un pic mai mică, dar nu trebuie să fie toate mari. Ia să vedem ce mai avem pe aici. S-o grămadă, dar încă sunt micuțe, nu vreau să le iau. Vreau să le las popa, am văzut una mare. Și mai e una pe rândul din mijloc, mai în față, cu vreo două plante. Și asta. Așa da, este vânăta asta. Nu, trebuie să fie puțin mai mare, nu s-a făcut că a fost înghesuită. Probabil, dar cam așa ar trebui să arate tărchișorici. Poate un pic mai mare, dar o să încerc și pe asta, așa cum e. Mă uit la celelalte de lângă, ca și dimensiune, și nu sunt cu foarte mult mai mare. Cred că așa, asta este dimensiunea lor, să fiu sincer. Mai una făcută jos. Da, am văzut-o. Nu, cred că astea sunt, Bianca, asta e dimensiunea lor. Foarte interesante, chiar vreau să văd ce gust au. Sau dacă mai e vreo una coaptă. Da, uite aici, așa arată planta. Deci toate sunt așa micuțe, cât oul. Bun, da, asta e altă roșie, gargamel, ia uitați ce interesant arată. Era aproape coaptă, numai că, din nou, a fost bolnavă. Ceva s-a întâmplat cu ea. Scoatem puțin vinetele. De chiar nu mă așteptam să iau atâtea vinete astăzi. Și sunt o tonă de vinete acolo. Și zucchiniul ăsta. Tecile, dovlecei, castraveții, câteva roșii.
momentan am umplut coșul cu astea, dar o să iau o pungă, pentru că acum mă voi duce să scot cartofi noi. Și ceapă. Și ceapă. Aolo, da, și ceapă. Hai să iau mai întâi ceapă, că e mai ușor de scos ceapa. Și după aia mergem la cartofi. Până am luat câteva cepe pentru acasă. Acum am observat că s-au făcut și câteva bame. Ia uitați-le. O secundă să văd dacă pot. Așa arată, dar trebuie să iau ceva să le tai, că nu mi-e foarte greu să le iau cu așa, nu? Sau poate să bag un pic unghia. Uh-huh. Așa. Și aici ce avem? Asta e pepene Dino. Am luat semințele de la Lidl și am păstrat semințele de la pepene Dino. Nu știu dacă e hibrid, nu e hibrid. Aici mai sunt câțiva pepeni galbeni. Asta nu știu ce, dovleac? Plăcintarul ăla. Plăcintar? S-a întins până aici plăcintarul de acolo. Sunt destul de multe. Așa. Opa. Deja am pentru o tigaie. Ideea e că nu mai știu exact unde i-am pus și câțiva din ei o să-i tai, din păcate, dar... Mai zgârmă printre ei, că mai sunt cartofi acolo. Gata, am terminat. Din păcate, din cauza ierbii, mi-a fost foarte greu să găsesc cuiburile de cartofi, dar am făcut un rând, cred că un rând jumate. Mai am lăsat câțiva pentru o altă dată, dar ia uitați-i pe aici pe jos. Am tăiat și din greșeală câțiva, dar nu e problemă. Deci așa sunt cartofii. Am avut și un rând de cartofi roșii. Un cuib. Un cuib, da, nu un rând, un cuib. Și ăștia sunt, ăștia sunt cartofii. Diseară mâncăm cartofi prăjiți. Și în următoarele zile, că avem destui. Deci, asta a fost prima recoltă. Sper că v-a plăcut clipulețul meu din ziua de astăzi, legat de grădină, pentru voi ăștia care sunteți mai pasionați de așa ceva. Și sper să ne auzim la următorul video. Cred că o să fie de skate, dar stați aproape. Pa, pa!